spicul de grâu și plava. Un lan de grâu se legăna odată sub adiera blândă a vântului de vară. Spicele încărcate de boabe se plecau spre pământ. Pe toată întinderea aceea, numai câteva spice stăteau cu capul sus, privind cu semeție deasupra lanului. Ce mândre suntem noi, zicea cu îngânfare unul dintre spice. Nu ne plecăm deloc, pentru că, la drept vorbind, noi stăpânim poporul de spice, suntem deasupra tuturor. Așa ar fi, a răspuns spicul, care era mai gârbovit ca toate celelalte, de nu s-ar întâmpla ca în spicul vostru să nu fie decât pleavă. Noi, care suntem aplecate, purtăm pe spic doar boabe grele, rod aurit, din care ori crește la anul alte fire de grâu și multe alte spice. Spicul cel țanțu și-a început să râdă. Dacă ai să cobori așa mereu, de greu ce ești, ai să ajungi la picioarele mele, pe când eu voi rămâne mereu sus. Vorbind așa, s-a auzit un foșnet. Spicul cel gol, cu capul sus, s-a și uitat să vadă. Erau secerătorii, tăiau grâul, îl făceau snopi, curând a căzut lanul. Spicul cel plin era de asta dată lângă cel gol. Acum nu mai privești cu semeție spre noi, a spus spicul cel plin. Nu mai privesc, dar oamenii au să mă aleagă, să-mi dea un loc de cinste, s-a lăudat iar spicul cel gol. N-a trecut mult și a început trăierișul. Din spicul plin au căzut boabe mari și grele. Ce boabe, grâu de soi, au spus trăierătorii, îl ținem de sămânță, din el vor crește în anul ce o să vie bucate și mai multe. Spicul găunos a sunat trist din frunze și nici o boabă n-a căzut din el. S-a sfărâmat, s-a făcut numai pleavă. Dați pleava asta la o parte, au spus trăierătorii, nici oile n-au să o mănânce. Și l-au împins încolo cu piciorul. Așa se întâmplă când ești lăudăros și țanțoș. Lauda de sine nu miroase a bine. Țăranul și Ciocârlia își făcu pe pământ, într-un lan, cuibul și cloci ouăle cu întârziere, așa că puii erau încă destul de mici. Aveau pene și învățaseră să zboare, dar aceștia rămâneau ascunși între spice de multe ori. Între timp, grâul s-a copt, iar Ciocârlia era foarte îngrijorată că puii ei nu vor apuca să crească destul de mari și să aibă rezistența necesară să-și poată lua zborul până când vor veni secerătorii. Când trebuie să plece, își rugă puii să fie atenți la tot ce se întâmplă și să îi povestească tot. Într-una din seri, când se întoarse, puii tremurau de frică. Stăpânul, povestea cel mare, le-a spus fiilor lui să-și cheme prietenii pentru că trebuie să înceapă secerișul. Numai atât a spus, întrebă zâmbind Ciocârlia. Nu vă faceți griji. Asta nu înseamnă nimic, veți vedea, zis și făcut. A doua zi, prietenii nu se arătară. Țăranul trimise din nou după ei să vină în următoarea zi, dar Ciocârlia tot nu se îngrijoră, până în ziua în care îl auzi pe țăran spunând cu năduf fiilor lui. Gata, ajunge! Mâine ne apucăm de seceriș. Este o prostie să aștepți ajutorul prietenilor când este de lucru.
vom fi doar noi. Și dacă nu avem ajutor, tot vom termina. Vom lucra cât e ziua de lungă. Bine, tată, încuvințară fii. Atunci, de-abia ciocârlia își strânse pui și își luară zborul cu repeziciune. Acum era sigură că lanul va fi secerat și dorea ca puii ei să fie în siguranță. Șoricelul cel viteaz. A fost odată ca niciodată un șoricel tare mititel, care se credea viteaz și îndrăzneț. Se aventura adesea pe afară, deși bunica sa l-avertiza mereu că s-ar putea să se întâlnească cu coana pisică. Într-o zi, șoricelul nostru mititel ieși ca de obicei din căsuță și o porni curajos la drum. Ajunse lângă o întindere mare de apă. Ce-o fi asta? Se gândi. Știu cu siguranță că este un lac dintre cele mari despre care am auzit atâtea povești. Oare s-or afla crocodil în el? Dar ce-mi pasă mie? Doar nu-mi va fi frică de un piet crocodil. Își spuse și intră curajos în apă. Văzând că nu e adâncă deloc, o trecu repede. Iar odată ajuns dincolo, realiză că lacul cel mare nu era decât o urmă de pantof care se umpluse cu apă după ultima ploaie. Mai merse ce merse și numai ce zărește în depărtare două umbre. Vai, or fi urși, ia uite-i cum se luptă, sunt mari și fioroși, dar nici că-mi pasă, voi trece tocmai pe lângă ei. De ce m-aș abate din drum pentru doi urși? Își spuse șoricelul. Se apropie fără vreo strângere de inimă, dar când se treacă prin fața lor, realiză că nu erau decât niște hârcioci care se alergau prin iarbă în joacă. Noaptea se lăsa, așa că șoricelul se îndreptă de grabă spre casă. Era obosit, lihnit de foame și îi povesti bunicii aventurile prin care fusese dat să treacă. Bunica l-ascultă zâmbind, iar la sfârșit îi spuse doar atât. Cu timpul vei deveni mai înțelept, micuțule. Uriașul păcălit. Cândva trăiau o mulțime de uriași. În Irlanda, cel mai renumit dintre aceștia era Ringel. Toată lumea îi știa de frică, deoarece era înalt, puternic și fioros. Însă în Scoția trăia un uriaș și mai mare decât Ringel. Auzise de faima lui Ringel și trimise veste printr-un porumbel călător că avea să vină în curând în vizită. Dar pe Ringel vestea nu-l bucură. Era speriat, căci se știa mic pe lângă uriașul din Scoția și se temea să nu-l provoace la vreo întrecere. Atunci toată Irlanda s-ar fi amuzat pe seama lui. Se gândi el ce să facă. Își chemă soția, care trebăluia pe afară, și îi spuse ce plan avea și ce trebuia să spună ea. Fii pe pace, îi voi spune tocmai, îl liniști femeia. Într-adevăr, scoțianul intră în bătătură și era așa mare că aproape atingea tavanul, cât 7 case puse una peste alta. Soția lui Ringer se sperie văzându-l, dar își aminti ce i-a spus bărbatului și se stăpâni. Bine te-am găsit, cumetre! Ne onorează tare vizita dumitale în umila noastră casă, dar să știi că Ringel nu te poate întâmpina cum se cuvine. E plecat la pădure după câțiva bușteni și va mai întârzia câteva ceasuri, dar poftește, așteaptă-l colea pe scaun. Bine! Bine, dar cine e uriașul cela din pat? Ei,
Cine să fie?" "E fiul nostru cel mic," îi spuse femeia. "Cel mare a plecat cu tatăsu să-l ajute la lemne, dar acesta e încă prea crud pentru o astfel de muncă, așa că a rămas acasă." Auzind una ca asta, uriașul își lua ziua bună și făcu cale întoarsă. Nu-i mai era pofta acum să-l întâlnească pe Ringer, căci îi fu de ajuns să-l vadă pe fiul acestuia. De atunci Ringer a avut grijă să se înțeleagă bine și cu oamenii, căci nu mai dorea să-i meargă vestea de uriaș grozav peste mări și țări. Peșmintele la masă. A fost odată un om oarecare ce s-a dus la o petrecere îmbrăcat cu o haină ponosită și cam sărăcăcioasă. Era singura haină mai bună pe care o avea. Văzându-l gazda, i-a strigat revoltată: "Cum ai îndrăznit să vii la petrecerea mea îmbrăcat cu asemenea zdrențe? Nu ești bine venit aici, n-ai decât să pleci." Omul se grăbi să plece spre casă, dar în drum trecu pe la un vecin și ceru o haină nouă și frumoasă ca împrumut pentru câteva ore. Cum se termină de gătit, omul se reîntoarse la petrecere convins că va fi mai bine primit decât data trecută. Și într-adevăr, gazda îl întâmpină de cum îl văzu. "Dragul meu prieten, te rog, poftește la umilul meu festin, așează-te unde poftești și servește din mâncărurile alese pe care le-am pregătit." Omul nostru îi zâmbi drept răspuns și se îndreptă spre masă. Luă loc, își apropie mâneca hainei de mâncare și îi spuse încetişor: "Haide, mănâncă haina mea. Toate acestea au fost pregătite cu mult drag, special pentru tine." Văzându-l ce face și mai ales auzindu-l, gazda a rămas mută de uimire. Când și-a revenit, l-a întrebat pe om ce înseamnă toate acestea. "Dacă tu m-ai invitat la petrecere pentru hainele pe care le port și nu pentru mine, așa cum sunt eu, sărac și cinstit, atunci m-am gândit să poftesc haina să îmbuce câte ceva din bucatele alese, pregătite special pentru ea." "Vai, dar se murdăresc!" "Nu-i nimic," răspunse omul. "Petele de pe haine se șterg la spălat, dar petele de pe caracter nu dispar decât odată cu moarte." Supa de iepure. A fost odată ca niciodată un vânător. Într-o zi a mers după obicei în pădure să vâneze și s-a întors acasă cu un iepure. În loc să-l dea soție să-l gătească, a dus iepurele prietenului său. Acesta s-a bucurat nespus și, drept mulțumire, l-a invitat pe vânător la masă să guste și dânsul din iepurele pe care l-a vânat. După o săptămână, la ușa lui au apărut 5 oameni care auziseră de ospățul cel gustos și au vrut să-l cunoască. "Cine sunteți voi, oameni buni?" i-a întâmpinat omul nostru. "Noi suntem prietenii prietenului care ți-a adus iepurele și am trecut din întâmplare pe aici, vroiam să te cunoaștem." "Cum să nu, poftiți, vă rog." Omul i-a invitat la masă și i-a servit doar cu supă de iepure, bucuros de noi cunoștințe. După o vreme, numai ce se trezește cu 9 oameni care îi bat la ușă. Mirat, i-a întrebat și pe aceștia cine sunt. "Noi suntem prietenii prietenilor prietenului care ți-a adus iepurele," l-au lămurit ei. "Prea bine! Poftiți, vă rog," i-a invitat politicos. I-a așezat la masă și le-a pus în față o oală plină cu un lichid gălbui. "Ce-o fi oare aceasta?" s-au întrebat ei.
Aceasta este supa supelor supei pe care am făcut-o din iepurile pe care le-am primit de la prietenul meu. Vorba proverbului, nu te lenevi să mergi la locul invitat, nu te arăta unde n-ai fost chemat, fiindcă musafirul nu mănâncă ce dorește, ci ce găsește. Zgârcitul și cei trei calici. A fost odată ca niciodată un om zgârcit care avea trei fete. Când sosi vremea, omul le căută câte un soț, dar îi alesese dintre avarii satului. Se apropie ziua sa de naștere și zgârcitul le spuse ginerilor săi: dragii mei, ca să nu mai dați bani pe cadouri, aduceți în fiecare câte o damigeană cu vin. Deși încuvințară, ginerii se gândiră cu toții că ar fi o mare pierdere să irosească o damigeană cu vin. Așa că fiecare, fără a vorbi cu ceilalți doi, duse cu sine o damigeană plină cu apă rece de la fântână, spunându-și că oricum va fi suficient vin și cum se vor amesteca, nimeni nu va simți diferența. Dar s-a întâmplat ca însuși socrul să-și facă socoteala că dacă tot va primi trei damigene de vin, nu mai are niciun rost să-l irosească și pe al său, așa că își umplu carafe cu apă de la fântână. În ziua stabilită, cei trei se prezentară la timp la casa socrului cu damigenele în mână și începură care mai de care să-și laude vinul. Vinul meu e atât de bun încât aroma sa se simte de la o poștă, se lăudă cel mai mare dintre gineri. Al meu e atât de bun, spuse cel mijlociu, încât dacă bei mai mult de un pahar, cazi de îndată sub masă, fără să mai știi de tine. Al meu e cel mai bun, spuse în sfârșit și cel mic. Ajunge numai să-l miroși, dar mi-te să-l mai și bei. Auzind aceste vorbe, zgârcitul se bucură peste măsură și invită pe cei trei să-și toarne carafele cu vin peste apa sa, pe care o prezentă drept cel mai bun vin pe care l-a băut vreodată. Se așezară apoi cu toții la masă, mâncară și închinară în cinstea socrului. Dar când se bea, ce să vedeți? Li se părea că nu beau vin, ci apă, așa că fiecare își spuse în sine că de vină trebuie să fie apa pe care o adusese el de acasă și care, amestecându-se cu vinul cel bun al celorlalți, îi stricase gustul. Dar, neavând de ales, continuară farsa spunând: într-adevăr, e cel mai bun vin pe care l-am gustat vreodată. 6 nebuni și o muscă. În vremea de demult se aflau într-un capăt de țară 6 nebuni. Au cumpărat un purcel, l-au rumenit bine și au întins o masă mare la marginea pădurii. Când se mănânce, unul dintre ei își aminti că nu au scobitori și, acoperind bunătatea de purcel cu un șervețel, o porniră iar spre târg. Dar nici nu se îndepărtară bine că niște copii care se jucau prin apropiere luară loc la masă și înfulecară purcelul. Nu mai rămăseseră din el decât oasele, pe care le-au acoperit binișor cu șervețelul. O muscă mare, care nimerise și ea pe acolo, probabil atrasă de aroma fripturii, se așeză pe un os mare să guste. Când cei 6 nebuni se întoarseră cu scobitorile, în locul purcelului rumen erau doar oase, iar pe acestea trona musca cea mare, sătulă și fericită. Oamenii se înfuriară peste măsură de o asemenea îndrăzneală. Ați văzut, fraților, cum ne-a pândit cu mătra friptura?
nu mi-au rămas decât oasele. Haideți să mergem la judecată, trebuie să ni se facă dreptate." Acestea fiind spuse, porniră cu toții spre judecătorie și îi spuseră judecătorului păsul și marea supărare. Judecătorul îi ascultă cât îi ascultă, apoi rosti pe un ton grav: "Toate acuzațiile voastre sunt întemeiate, aveți tot dreptul să fiți necăjiți. Din nefericire însă noi nu putem prinde inculpatul, dar vă invit pe domniile voastre să-l omorâți de îndată ce îl zăriți." Auzind una ca asta, cei șase nebuni se repeziră spre jude și loviră în cap. Acesta, după ce scăpă de ei, răcni din toți plămânii: "Ați înnebunit cu toții, ce v-a apucat? Onorabile, dar dumneavoastră ne-ați spus că ne putem face singur dreptate. Făptașul se afla tocmai pe capul dumneavoastră." Grăii cel mai înțelept dintre nebuni. Doctorul atot știutor. Odată un țăran invidia viața fără de grijă a avocaților, judecătorilor și notarilor, așa că se gândi să facă în așa fel încât să fie la fel ca și ei. Își cumpără deci o perucă albă, togă neagră, după care agăță de ușa casei lui o tăbliță pe care erau scrise următoarele: "Doctor atot știutor." Nu bine agăță tăblița că trecu pe acolo un om căruia nu de mult i se furase o mare sumă de bani. Dacă omul ăsta știe tot, atunci trebuie să știe și cine sunt hoții, gândi el. Am să merg să-l invit la masă și în acest timp îi voi povesti cele întâmplate. Cu siguranță va descoperi hoții. Îl invită la masă pe țăran, acasă la el. În timp ce masa era servită, intră în cameră un servitor care aduse primul fel de mâncare, iar doctorul atot știutor strigă: "Uite, sosește primul!" A vrut să spună că sosea primul fel de mâncare. Servitorul, care era unul dintre hoți, a crezut că a fost descoperit. Se întoarse înfricoșat înapoi la bucătărie și i-a spus colegului lui: "Acum du-te tu." Acesta duse el cel de-al doilea fel de mâncare la masă, dar era și cel de-al doilea hoț. Când intră, doctorul atot știutor spuse: "Ia uite, aici este următorul." Așa se întâmplă și cu cel de-al treilea servitor, care era și al treilea hoț. Celor trei servitori nu le-a mai rămas altceva de făcut decât să-și recunoască fapta și să înapoieze banii păgubitului. Stăpânul casei îi dădu o recompensă frumușică doctorului atot știutor și, începând din acea zi, se spuse despre el că le știe într-adevăr pe toate. Pământul sterb. A fost odată într-o țară un împărat care se hotărâ să le facă dreptate supușilor săi și să împartă pământul. Astfel, țăranii care se înghesuiră de dimineață la curte și mai duseră pe deasupra și câteva plocoane, primiră loturile cele mai frumoase și mai mănoase. Spre sfârșitul împărțelii veni și rândul unui țăran muncitor, cu suflet bun și cu frica lui Dumnezeu. Acestuia nu-i mai rămăsese din ce să aleagă, așa că împăratul îi dădu un lot pe care toți ceilalți îl refuzaseră, deoarece era sterp și pietros. Omul îi mulțumi însă și plecă. "Nu ai să poți cultiva nimic pe el," îi spuse un consătean. "Omul sfințește locul," răspunse țăranul și își văzu de drum. Se ocupă de pământ cât putu de bine, îl săpă și îl îngrășă, iar apoi semănă grâu. Spre surprinderea tuturor vecinilor săi de pământ, grâul țăranului nostru era mai frumos decât al lor și în curând crescu mult mai mare.
văzând una ca asta, oamenii încercară să-l convingă să le vândă lor pământul. Vinde-mi-l mie, îi spuse într-o zi un vecin încercând să-l convingă că ce tare pietros și sterp. Anul ăsta ai avut noroc, dar la anul nu vei mai avea, iar eu îți voi da pe el de 10 ori prețul, așa ca să nu zici că mi-l dai pe degeaba. Țăranul căzu pe gânduri 2-3 minute, după care îi răspunse isteț: cu mare plăcere ți-l aș da, dar cum ai spus, e sterb și pietros, iar eu nu aș vrea să păcălesc pe nimeni, cu atât mai puțin pe tine care mi-ești vecin. Și eu știu un lucru, pământul rodește unde mâna muncește. Știa și vecinul, pământul cât de bun ar fi, fără lucrător rămâne sălbatic. Regele și supusul. A fost odată un rege care dorea să le arate supușilor săi cât de mult îl preocupă soarta lor. Astfel, într-o zi, se duse la casa unui om simplu. Acesta îl pofti să ia loc, arătându-se mândru de o asemenea onoare. După ce se așeză pe un scaunel, regele îl întrebă: unde este pământul pe care îl muncești? Du-mă să-l văd! Măria ta, pământul pe care îl muncesc nu îmi aparține, este al bogătașului. Atunci arată-mi grânele tale, unde ți este hambarul în care le ții? Care grâne, măria ta? Legea spune să le ducem la curte. Noi, sărmani, nu mai rămânem cu nimic. Atunci unde este acoperișul din țigla al casei tale? De ce îți ții casa acoperită cu paie? L-a luat și pe acesta boierul când și-a ridicat noul conac. Și soția ta? Ea de ce nu mi-a ieșit în întâmpinare așa cum s-ar fi cuvenit? Îi este frică, măria ta, că ne tai capetele, fiindcă nu mai avem nimic și vei considera că suntem lene și facem umbră degeaba pământului. Tu, supusul meu, spuse regele înfuriat peste măsură, cum poți rosti numai minciuni? O, măria ta, dacă erau minciuni, te-ai mai fi înfuriat oare atât de rău? Eu am aplicat proverbul, capul ce se pleacă, sabia nu-l taie, dar în chinuri grele lanțul înconvoaie. Regele căzu pe gânduri, îi ajunsese și lui la urechi cum se poartă nobilimea cu cei de rând, dar ceea ce-i văzură ochii era prea de tot, își propuse să facă dreptate. Cocorul și bâtlănița. A fost odată un cocor care și-a încropit o căsuță frumoasă într-un capăt al unei bălți. După o vreme, numai ce văzu că în celălalt capăt și-a clădit casa o bâtlăniță. Cocorul holtei se gândi atunci că ar fi timpul să se însoare și, zărind bâtlănița cea frumoasă, merse la dânsa cu gând să o ceară de soție. Merse el așadar, bătu cu ciocul în ușă și strigă: ce spui, bâtlăniță, vrei să mă iei de soț? Nici vorbă, se auzi de dincolo de ușă. Ești prea lungă, ai ciocul mare și, drept să-ți spun, nu-mi placi deloc. Auzind una ca asta, cocorul se amărâ la început, dar apoi se întoarse acasă, spunându-și că tot răul e înspre bine, parcă tot mai bine singur și parcă bâtlănița nici nu-i chiar așa frumoasă cum s-ar crede la prima vedere. Dar în acest timp bâtlănița se gândi cât se gândi și își spuse că decât singură mai bine cu cocorul cel lungan. Străbătu așadar balta, ajunse la casa acestuia și strigă: fie, vreau, te iau de soț, cocorule! Nu primesc,
îi răspunse acesta. Mai bine rămân singur toată viața. Auzindu-l, pâtlănița se supără peste măsură și porni spre casă. Dar cocorul, ce să vedeți, se răzgândi și o porni din nou spre căsuța frumoasei bătlănițe. Îi strigă că o ia de nevastă, dar ea nu și nu, că nu mai dorește nici în ruptul capului. Și tot așa se cerură ei unul pe altul și probabil că se pețesc și în ziua de azi. Dacă nu mă credeți, treceți pe la baltă să-i vedeți. Apa vie. A fost odată un băiat care locuia în ținuturile reci, unde iarna domnește aproape tot anul. Într-o zi, pe când băiatul merse după obicei la vânătoare în taiga, întâlni un samur care purta cu el un omuleț. Piticul îl rugă să-l salveze, așa că băiatul nu stătu prea mult pe gânduri. După ce îl eliberă, omulețul îi povesti că face parte dintr-un popor care locuiește în taiga, se hrănește cu ciupercile găsite sub zăpadă și călărește iepuri. Acum spune-mi, dragul meu, cum te-aș putea răsplăti pentru binele făcut? Vrei poate să-ți ofer provizii de ciuperci pentru o iarnă întreagă? Nu, mulțumesc, răspunse băiatul. Ciuperci culegem și noi, așa că avem destule. Atunci te voi ajuta să-ți faci provizii de lemne pentru foc. Toată iarna să îți fie cald. Nu, mulțumesc, răspunse iar băiatul. Avem destule lemne pentru a trece cu bine iarna. Atunci îți voi dărui apa vie. Du-te acasă și ți-o aduc eu cu prietenii mei. Băiatul se întoarse fericit acasă, povesti cele întâmplate, dar nimeni nu îl crezu. Nu după mult timp apărură omuleții cu darul promis. Când îi zăriră sătenii, începură să râdă de piticii ciudați care veneau călare pe iepuri. Văzându-i, omuleții se gândiră că darul lor nu va fi apreciat, așa că merseră în pădure și turnară apa cea vie la rădăcina bradului, a pinului și a altor feluri de conifere, care de atunci sunt veșnic verzi. Cum a ajuns câinele cel mai bun prieten al omului? În vremea de demult, câinele locuia împreună cu ursul. Își petreceau toată ziua împreună și erau buni tovarăși de vânătoare. Dar seara, când ursul încerca să se odihnească, era mereu deranjat de lătratul câinelui și îi spuse să plece. Câinele plecă supărat. În drumul său se întâlni cu o vulpe, care se bucură să-l aibă tovarăș. Ziua vânau împreună, iar noaptea se adăposteau în vizuina vulpii. Toate bune și frumoase, până într-o zi când vulpea îi spuse câinelui că lătratul său va atrage toate fiarele pădurii. Atunci câinele plecă iar. În pădure întâlni un iepuraș. Acesta se arătă încântat să-i devină prieten, dar de cum se lăsă seara și iepurele l-auzi pe câine lătrând, o luă la sănătoasa speriat. Câinele căzu atunci pe gânduri. Va rămâne oare singur toată viața? Își spuse să mai facă o încercare. Se îndreptă spre casa pădurarului. Ce spui, bunule pădurar? Mă primești să locuiesc cu tine? Îți voi fi un prieten de nădejde, dar trebuie să te previn că latru când sunt fericit, când sunt trist, când simt că se apropie cineva, dar și când răsare luna.
Mă bucur mult că vrei să locuiești împreună cu mine, îi răspunse vânătorul. Îți voi pregăti un culcuș, te voi hrăni, iar în timpul zilei vom merge împreună la vânătoare. Iar în privința lătratului, să știi că nu mă deranjează. Dimpotrivă, în acest fel mă vei avertiza ori de câte ori voi avea câte un musafir. De atunci înainte, cei doi au devenit prieteni nedespărțiți. Bufnița și corbul. A fost odată ca niciodată o bufniță. Aceasta era foarte respectată în pădure, fiindcă se îndeletnicea cu vopsitul penelor celorlalte păsări. Toate păsările din pădure și din împrejurim veniră la ea să le vopsească, fiecare după cum îi era voia. Numai corbul, care avea pe atunci penele de un alb strălucitor, nu mergea niciodată la bufniță și tot timpul spunea mândru și îngânfat: eu nu vreau altă culoare, niciodată. Eu așa sunt și așa rămân. Ea se simți jignită, fiindcă nu obliga pe nimeni, dar nu avea ce face. Toate păsările apelară la serviciile ei cel puțin o dată. Într-o bună zi, corbul se sătură de culoarea penelor sale și se duse la bufniță. Bufnițo, ai putea să-mi vopsești și mie penele? M-am săturat să fie tot albe. Bineînțeles, îi spuse aceasta. Ce culoare crezi că te-ar prinde cel mai bine? Nu m-am gândit la asta, dar știindu-te iscusită, te las pe tine să alegi. Te las un pic să te mai gândești, spuse bufnița. Poate îți place totuși vreo culoare. Nu, nu, alege tu pentru mine. Atât aștepta și rata bufniță. Luă vopseaua neagră și îi coloră toate penele. Apoi, pentru a se asigura că vopseaua nu se va duce, turnă ceea ce mai rămăsese peste corp. Acum ești unic, îi spuse bufnița. Dar de ce ai ales această culoare atât de închisă? O întrebă supărat corpul. Pentru că este atât de rară încât impune respect și recunoașterea meritelor. În acest fel, corpul realiză că bufnița s-a răzbunat pe el. De atunci, toți corbii sunt negri. Măgarul cel viteaz. A fost odată un om sărac care nu avea în această lume altă avere decât un măgar. Dorind să câștige niște bănuți frumoși pe dânsul, îl duse tocmai la cetatea împărătească. Ceru să fie primit de însuși împăratul ținutului, spunând că aduce cu dânsul un bun de preț. Curios, măria sa îl primi. Mărite împărate, îți aduc acest măgar fermecat, care a cucerit cetăți la rând și de care orice hoardă dușmană se teme. Eu vreau să-l vând și m-am gândit, ca un slujitor supus ce sunt, că prima dată ar trebui să mă înfățișez înaintea ta cu dânsul. Prea bine, omule, îți voi da pe el mulți bani de aur, dar sper să fie cum spui. Omul, care era de acum bogat, o șterse repede de la curte.
Măgarul, pe de altă parte, era tratat regește. Primea bucate alese, era țesălat în fiecare zi. Se întâmplă ca, după o bucată de vreme, cetatea să fie atacată de dușmani. Împăratul, dorind să-și cruțe oștenii, porunci să-i se dea drumul măgarului, doar acesta îl va salva. Când țarcul se deschise și animalul se văzu liber, o luă la goană în direcția atacatorilor și răgi atât de tare încât îi sperie. Atacatorii se gândiră că nu e lucru curat când văzură un singur măgar venind spre ei, că probabil o fi vreo vrăjitoare care îi vrăjește, așa că nu stătură pe gânduri, ci o luară la fugă. Astfel, i se duse vestea peste mări și țări că e într-adevăr cel mai de preț bun și că mai viteaz decât el nu există în lumea întreagă. Iepurii și oile. Într-o zi, toți iepurii din pădure se adunară la sfat. Erau triști bieții de ei că toate animalele, și chiar și oamenii, îi consideră cele mai fricoase vietăți și râd de ei din această cauză. Nu cred că există niciun animal, fie el cât de mic, care să se arate înspăimântat de noi, începu mai marele iepurilor. Da, așa e, am ajuns de rușinea întregii păduri, strigau cu toții în cor. Fraților, eu propun să mergem la râu și să ne înnecăm, să scăpăm odată de această rușine, se auzi un glas. Ceilalți îl aprobară, astfel că o luară cu toții la goană spre râu. Pe malul râului se aflau niște oi care se adăpau. Acestea, când văzură atâția iepuri alergând înspre pădure, peste pășune, înspre ele, se speriară și o luară la goană. Câinii, văzându-le, se luară după ele, lătrând, iar ciobanii, care nu știau ce se întâmplă, porniră și ei de grabă în urma oilor și a câinilor. Iepurii se opriră locului mirați. Nu le mai fu dat să vadă atâtea vietăți la olaltă, alergând speriate pentru a scăpa de ei. Vedeți ce frică le este de noi, spuse mai marele iepurilor. Toți au fugit, oi, câini și oameni. Se bucurară peste măsură și intrară în râu, însă doar pentru a se răcori. Râseră atât de mult și de tare de o asemenea izbândă, încât le crăpară buzele. De atunci, toți iepurii au buza crăpată, așa cum îi știm noi astăzi. Șoarecele și pisica. În vremea de demult, șoarecele și pisica trăiau în armonie, fiind prieteni buni. Într-o zi ploioasă de toamnă, cei doi găsiră o bucată mare de carne. Fericiți o transportară în pot cu gândul că se vor înfructa din ea întreaga iarnă, atunci când restul proviziilor se vor termina. Într-o zi, pisica anunță șoarecele că merge de acasă la o petrecere mare organizată de o prietenă de-a sa. Dar ieși repede din casă și se urcă în pod, unde se afla halca de carne. Mâncă până nu mai putu și apoi se plimbă fericită pe afară. Când se întoarse, șoarecele, care nu bănui nimic, o întrebă cum s-a simțit. Mâncarea a fost foarte bună, i-a răspuns pisica cea vicleană. M-am ospătat bine la această petrecere.
După câteva zile, pisica anunță că este invitată la o altă petrecere și se întoarse să înfulece ceea ce mai rămăsese din bucata de carne păstrată pentru iarnă. Șoarecele nu bănui nici de această dată nimic, dar timpul trecu și iarna veni în curând. La un moment dat, când șoricelului se terminaseră proviziile, merse și el să-și ia o bucățică de carne, dar ce să vadă, nici urmă de ea. Supărat peste măsură, merse val vârtej la prietena sa și zise: "Bine cu mătră, dar așa ne-a fost înțelegerea. Ai mâncat toată carnea și mie, nu mi-ai lăsat nici măcar o bucătură. Halal, prietena am." "Dragul meu," îi spuse pisica, "te îndrăznești să mă mai cerți odată, să știi că te înhați și pe tine într-o clipită." Se pare că șoricelul nostru a mai avut câteva să-i spună, căci de atunci înainte sunt dușmani și pisica îl vânează neîncetat. Hans cel Nătâng. A fost odată un băiat pe nume Hans. Într-o zi, băiatul se trezi dis de dimineață și luă un cărucior pentru a duce fân la animalele din boiată. Mama sa îl întrebă unde a stat de-a întârziat, iar el îi răspunse că la Helga, vecina lor. Hans îi povesti că stătu de vorbă cu fata, iar când fu timpul să plece, aceasta îi oferi un ac, iar el îl luă și îl băgă în carul cu fân, ca să nu-l piardă. Vreau să-i-l arate mamei sale, dar nu-l mai găsea. Atunci mama îl sfătui ca data viitoare să-l înfingă în mânecă. A doua zi, Hans o vizită din nou pe Helga și primi la plecare un cuțit. Amintindu-și povața mamei, îl înfipse în mânecă, astfel încât ajunse acasă cu cămașa toată sfâșiată. Mama-l povățui ca data viitoare să-l bage în buzunar. A treia zi, Helga îi dărui lui Hans un ied. Hans, amintindu-și sfatul mamei sale, îl băgă în buzunar. Era micul ied să se sufoce. Când îl văzu mama sa cât e de nătâng, îl certă și explică cum ar fi trebuit să procedeze, să lege mielul cu o sfoară și să-l ducă după sine. În cea de-a patra zi, Hans primi o bucată de carne, luă binișor o sfoară, o legă de aceasta și o trase după dânsul până acasă. Mama sa îl întrebă: "Ce a spus Helga când te-a văzut cum duci carnea?" "Că se vor lua câinii după mine pe stradă și o vor mânca, dar nu i-am lăsat." Mama nu se mai supără, ci îi spuse doar atât: "Vai, Hans, nătâng mai ești." Cum să te ascunzi de hoți? Într-o seară, un om, mai degrabă sărac decât bogat, auzi zgomote ciudate venind dinspre portiță. Înțelese că hoții intrară în curtea lui și că se îndreptau spre casă cu gând de a-l șefui, așa că, neștiind ce altceva să facă pentru a scăpa cu viață, se ascunse de grabă într-un cufăr. Între timp, hoții intrară și răscoliră întreaga casă, dar rămaseră tare dezamăgiți, căci nu găsiră nici măcar un obiect de preț, bijuterii, pietre scumpe, argintărie sau altele. Veniseră cu saci mulți, pregătiți pentru o pradă frumoșică și, cum nu doreau să se întoarcă cu mâna goală, răscoliră bine întreaga casă.
cât te uitai de jur împrejur, nu vedeai decât câteva piese de mobilier, câteva perne, o pătură și alte lucrușoare de strictă necesitate. Hoților nu le venea să creadă că nu puteau lua nicio pradă, tot căutând dă dură cu ochii de cufărul unde stătea ascuns omul nostru. Cu siguranță că aici sunt puse lucrurile de valoare, spuseră într-un glas. Îl deschiseră și nu mică le fu surprinderea când îl găsiră înăuntru pe bietul om. Ce e cu tine aici înăuntru, întrebară nedumeriți. Omul, speriat că fusese descoperit, își plecă capul prefăcându-se rușinat și le spuse: după cum vedeți, în casa mea nu se află lucruri de preț și mi-a fost atât de rușine încât am intrat de grabă în acest cufăr. Hoții începură să râdă și spuseră: săracul poate cânta dinaintea hoților. Omule, tu nu știi asta! Și plecară fără a se mai întoarce vreodată. Câinele cel bătrân. A fost odată un țăran care avea un câine bătrân. Acesta îl slujise cu devotament timp de mulți ani, dar fiind bătrân se gândi că nu-i mai poate fi de niciun folos și vorbi cu soția lui cum ar putea scăpa de el. Câinele, care auzise totul, se întristă peste măsură. Merse în pădure la prietenul său, lupul, și povesti ceea ce auzise. Nu-ți face probleme, bătrâne, îi spuse lupul. Mâine stăpânii tăi merg la seceriș și vor lua cu ei copilul. Îl vor lăsa la umbra unui pom, iar tu vei sta prin apropiere. Eu voi răpi copilul, iar tu mă vei urmări și îl vei lua de la mine. În acest fel, stăpânii tăi își vor da seama de devotamentul tău și te vor primi cu onoruri. Nu vei mai duce lipsă de nimic și mai ales de aprecierea lor. Îți mulțumesc, prietene, pentru ajutorul pe care mi-l dai. Planul tău e foarte bun. A doua zi, oamenii merseră la seceriș și luară și câinele cu dânsii. Ca din senin apăru un lup care luă copilașul pe care îl lăsaseră mai la o parte. Când văzu una ca asta, câinele se luă după lupul cel rău și se reîntoarse într-o clipită cu copilașul, care era teafăr. Văzând acest lucru, țăranul îi spuse soției sale: nu mă voi atinge de niciun fir de păr din blana lui. Câinele nostru, cel credincios, va avea parte de mâncare și un culcuș bun atâtea zile câte o mai avea, chiar și atunci când nu ne va mai fi de folos de fel. Eu ți-am spus, omule, că un câine bătrân e un câine credincios și că e bun la casă. Un câine recunoscător valorează mai mult decât un om nerecunoscător. Asta ar trebui să știi. Peștișorii aurii. A fost odată ca niciodată un flăcău sărac. Într-o zi se duse în pădure după lemne de foc. În drumul său trecu pe lângă un izvor. Lângă izvor zări trei peștișori aurii care se zbăteau pe uscat. Flăcăul cel bun la suflet îi aruncă în apă și trecu mai departe fluierând. Peștișorii se hotărâră atunci ca fiecare să îndeplinească o dorință. Flăcăul se puse să adune lemne, dar după o vreme obosi. Înainte să meargă acasă, își spuse în gând:
ce bine ar fi să mă poarte lemnele pe mine până acasă, decât să le car eu pe ele. Dar nici nu gândi bine una ca asta, că se și văzu luat pe sus. În drum spre casă, trecu pe lângă palat, iar în curtea palatului o zări pe fata cea mică a împăratului. Atunci își spuse flăcăul în gând, ce bine ar fi să se îndrăgostească frumoasa prințesă de mine, așa cum m-am îndrăgostit și eu de ea. A doua zi, ce să vedeți, la ușa lui bătu prințesa însăși și după ce vorbiră puțin el, ea acceptă să-i devină soție. Dar părinții fetei nu erau de acord cu această căsătorie, căci băiatul era sărac și nici măcar n-avea o casa sa, ci locuia împreună cu părinții și cu cei patru frați ai săi. Aflând că părinții fetei nu sunt de acord ca el să le devină ginere, se duse în grădină supărat și spuse cu tristețe, ce bine ar fi să am o casa mea, lucrurile ar sta altfel și aș fi pe deplin fericit alături de prințesă. Ca din senin apăru în acel loc o casă mare și frumoasă. Atunci băiatul își aminti de cei trei peștișori și spuse în gând, vă mulțumesc pentru ajutor. Băiatul cel sărac și prințesa trăiră fericiți până la adânci bătrâneți. Fata cea bună. A fost odată un om sărac și bătrân care avea o fată bună și frumoasă. Înainte de a-și da sufletul, omul îi dădu fetei o pâine și îi spuse, draga mea, nu am altă avere să-ți las decât această pâine, dar ea te va îndestula, iar din munca ta cinstită vei putea câștiga destul încât să duci o viață bună. Așa se și întâmplă, căci fata știa să facă niște țesături cum nu s-au văzut altele și reuși să câștige azi doi bănuți, mâine trei, astfel încât în curând ajunsese să o ducă destul de bine. Dar vecinii, oameni răi, erau invidioși pe sărmana copilă, astfel că scorneau tot felul de vorbe pe seama ei. Aceste vorbe ajunseră la urechile judecătorului, iar acesta o chemă pe copilă la dânsul și o întrebă, cum își câștigă traiul? Domnule judecător, tata, înainte să moară, mi-a dat o pâine, că altă avere nu avea, spunându-mi că ea mă va îndestula și mi-a spus că toate celelalte le voi obține prin muncă cinstită, câștigând atât încât să duc o viață bună. Iar eu așa am făcut, nu am cerut nimic de la nimeni, nici nu am furat. Am țesut toată ziua și astfel mi-am câștigat traiul. Judecătorul ceru să vadă pâinea. Rupse din ea o bucată, dar ce să vezi, aceasta apăru la loc într-o clipită, astfel încât pâinea rămase întreagă. Atunci înțelese judecătorul că fata cea cinstită și frumoasă fermecase pâinea cu bunătatea ei. Așa că nu dădu crezare zvonurilor răutăcioase și spuse, mergi cu Dumnezeu, fată harnică și bună, și să rămâi tot așa vrednică. Iar pe cei care mi-au adus vorbe la urechi, îi chem și pe ei să dea socoteală. Doamna Vulpe. A fost odată un vulpoi frumos cu 9 cozi, care vrând să vadă cât de mult îl iubește soția sa,
se aruncă la pământ și se prefăcu că a murit. Atunci doamna vulpe urcă de grabă în camera ei plângând și o lăsă pe pisică servitoarea să se îngrijească de aleguri. Vestea despre năpasta care se abătu asupra casei doamnei vulpi se răspândi de grabă, astfel că, nu după mult timp, un pețitor sosi la poartă. Doamnă vulpe, un vulpoi tânăr și frumos a venit să vă pețească, o anunță pisica. Are nouă cozi ca răposatul domn vulpoi? O întrebă stăpâna casei. Nu, doamnă, nu are decât una. Atunci să meargă de unde a venit, căci nu-l voi primi în casă. După câteva minute a apărut la ușa vulpii un alt vulpoi, de această dată cu două cozi, dar nici acesta nu fu primit mai bine. Și tot așa se înfățișară mai mulți vulpoi, până când a apărut unul cu nouă cozi. Auzind una ca asta, vulpea coborâ ea însăși să-l primească pe tânărul venit împețit. Când, ce să vezi, domnul vulpoi numai ce se ridică și spuse: dacă m-ai văzut mort, nici măcar nu te-ai gândit să-mi faci cele creștinești, dar la burtă și la măritiș te-ai gândit. Și nervos cum era, o scoase pe doamna vulpe din casă, cu vulpoi și pisică cu tot. Așa rămase doamna vulpe fără protecție, căci tânărul pretendent o părăsi. Și fără ajutor, căci servitoarea plecă și ea, dar și fără casă, rămânând pe drumuri. Vorba proverbului: destinul conduce jumătate din viața fiecăruia, iar caracterul cealaltă jumătate. Prințișorul răsfățat. A fost odată un împărat care nu avea decât un fiu. Îi era drag precum ochii din cap, astfel că îi îndeplinea toate cererile, oricât de grele ar fi fost ele. Dacă prințișorul îi cerea ceva de cu seară, pe a doua zi dimineața acel lucru îi se îndeplinea. Obișnuit ca tatăl său să-i îndeplinească mereu hatârul, prințișorul se duse într-o zi și îi spuse că dorește să atingă luna de pe cer. Dar nu este posibil, îi spuse împăratul. Dar, tată, nu vreau de tot, vreau doar să pun mâna pe ea, spuse prințișorul. Nu ai cum să ajungi la ea, e foarte sus, la fel ca soarele, stelele sau norii. Tatăl său încercă să-l convingă că acest lucru e cu neputință, dar în cele din urmă cedă. Se gândi cum ar putea izbuti să-i îndeplinească dorința, așa că dădu sfoară în țară că oricine va reuși să construiască un turn care să ajungă până la cer va fi ridicat în rang și va primi daruri alese. Într-un final, un tâmplar curajos se înfățișă înaintea lui și spuse că va încerca să facă un turn din cutii mari. Munci omul ce munci și când fu aproape pe terminate, numai ce se trezi cu prințișorul nerăbdător, care dori să se urce de grabă ca să atingă luna. Nu reuși să-l convingă că turnul nu e destul de înalt, așa că îl lăsă în pace. Prințișorul cel răsfățat se cățără până pe ultima cutie, iar odată ajuns acolo, realiză că turnul
nu e atât de înalt. Dădu din picioare și începu să țipe la tatăl său și la tâmplar până ce se dezechilibră și căzu. Astfel află pe propria sa piele că sunt unele lucruri pe care nici măcar un fiu de împărat nu le poate avea.